În primul rând trebuie să-i acordăm toată cinstea lui Dumnezeu, a Mântuitorului care ne-a adus speranță și viață, a Domnului nostru Iisus Hristos și a Duhului Sfânt, care este rugat ca să vină în aceste clipe, în aceste momente de despărțire, să mângâie această familie îndoliată, să mângâie inimile noastre a tuturor celor ce suntem aici și prin cuvântul Său Dumnezeu să ne aducă cât mai aproape ca să putem să înțelegem voia Lui cu privire la noi, slăvit să fie numele Domnului. În Psalmul 90, acolo unde am citit acel psalm minunat, versetul 12 spune omului Dumnezeu: învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Cei care primesc o inimă înțeleaptă din partea lui Dumnezeu pot ca să își facă o verificare în viața lor și ca să vină să privească aici la acest trup neînsuflețit, să privească și să vadă ce este omul, să vadă de ce noi de multe ori suntem foarte atenți și gingași cu cuvântul lui Dumnezeu și când avem posibilitatea de a-L vesti. Noi suntem foarte atenți și încercăm să vă sensibilizăm și să vă aducem cât mai aproape de Dumnezeu, să puteți înțelege voia lui Dumnezeu cu privire la ființele noastre. Binecuvântat să fie numele Domnului!